În luna octombrie, inspectorii de muncă din cadrul ITM Suceava au efectuat 246 de controale, din care 204 în domeniul relațiilor de muncă și 42 în domeniul securității și sănătății în muncă. Pentru deficiențele constatate au fost aplicate 102 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproape 270.000 de lei. În domeniul relațiilor de muncă, în urma celor 204 controale efectuate, s-au aplicat 71 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 249.500 de lei. Au fost depistate 15 persoane care desfășurau muncă nedeclarată, fiind sancționați 9 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 180.000 de lei. În domeniul securității și sănătății în muncă, în urma celor 42 de controale efectuate, s-au aplicat 31 de sancțiuni contravenționale. Valoarea amenzilor aplicate fiind de 17.500 de lei. În luna octombrie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 21 de evenimente.